Iar mă filmez fără voia mea. Hai să-mi la GDPR-ul cu mine, păi, prieten. Salut, prietenaș, îmi pare bine că ne revedem. După cum observați, mi-am făcut iarăși freza special pentru voi. Am consumat cam jumate de tub de spumă și cam jumate de ceară, de cea mai bună, ca să stați apă, se observă, da? Ok. Astăzi vom vorbi despre cum e să stai în statul chirie. Statul în chirie. Și cum ar trebui să tratezi unele fenomene ale naturii sau unii oameni care, din păcate sau din fericire, trăiesc și pe lângă noi, pe lângă casa omului, cum să spun. Bine, hai să spunem ceva de la început. Experiența noastră, în principal, cu statul în chirie e în legătură cu vecinii ce ne-au înconjurat. Proprietarii întotdeauna au fost foarte ok, nu avem niciun fel de experiență în așa, doar despre vecinii. O să împărțim cumva, o să luăm cronologic. Noi împreună am stat, cred că 7 ani în chirie. De sus în jos. Da. Așa, doar că Mihai a mai stat înainte tot în chirie, așa că o să înceapă el, ca să o luăm cronologic, așa să nu uităm, că nu ne-a făcut niciun fel de... O să, doar ce ne aducem aminte, dăm drumul. Hai, să începem. Să începem să discutăm. Aș putea începe cu o poveste, să spunem, mult mai veche. Eram tânăr, bineînțeles, și unele acțiuni ce le-am întreprins în momentele respective au fost cu mintea de atunci. Stăteam în chirie într-un bloc de garsoniere și, bineînțeles, mi se părea totul ok cât de cât și liniște, până când au observat în ușa de vis-a-vis niște urme de topor. Atunci, sincer, mi-a cam perit cheful de asta acolo. Și la un moment dat m-am mutat într-un bloc, într-o zonă unde stăteau mai mult oamenii de vârsta a treia. Se știa că sunt blocuri mult mai vechi din acea zonă a acelui oraș. Toate au fost bune și frumoase până când vecinul meu în vârstă de 50-60 de ani mi-a zâmbit și mi-a spus că totul este ok acolo, liniște perfectă, să îți vezi de viața ta în stilul în care îți place. La un moment dat mi-am dat seama că de fapt am fost îmbătat cu niște iluzii, deoarece al meu vecin de 50-60 de ani se distra mai mult decât un copil de 20. Întotdeauna avea party-uri care se întâmplau în timpul săptămânii, așadar imaginați-vă cum este să stai până la 2-3 dimineața să asculți cum se distrează alții. Asta nu spun din invidie, ci doar că nu aveai cum să dormi și să te odihnești, dimineața trebuia să te duci la serviciu. L-am întrebat și am zis, pe cine, nu, te-am înțeles odată de 2, de 5 ori, că nu, ai invitat, se întâmplă una și alta. Poți sau se poate oarecum cumva să facem un program în care să mă pot odihni și eu? Și mi-a spus, fii liniștit că nu se aude nimic. Eu nu cred că se aude. Așadar am luat și o decizie să fac să înțeleagă că se aude, având în vedere că mi-am dat seama că face mișto de mine. Și ca orice român sau țărănuș de oraș, mi-am cumpărat un sistem de 5+1 cu DVD și i-am pus Nebunia lui Salam într-o sâmbătă. A cântat Nebunia lui Salam de dimineață până seara. Bineînțeles că am înnebunit cu Nebunia lui Salam tot cartierul. La un moment dat a bătut în ușă foarte tare și mi-a spus să închid Nebunia lui Salam, că am o nebunie de cap și pe soția lui, și am explicat vecinului că nu se aude. Deci chiar nu se aude la el, nu are cum să se audă, dacă nici invers nu se întâmplă, cum ar avea să se întâmple de la mine către el. Atunci mi-a băgat mâna în gât și a intrat peste mine în casă și m-a amenințat, bineînțeles. L-am împins, m-am dus spre el și din spatele ușii a ieșit cu un spray paralizant și mi-a dat în ochi. A fost foarte, foarte fain, după care am chemat poliția, am făcut o reclamație și bineînțeles că nu s-a rezolvat nimic. El a continuat cu acele pseudo-party-uri din timpul săptămânii. Drept urmare, m-am mutat într-o altă locație, la fel de faină, era undeva la etajul 8 sau 9, dacă nu mă înșel, niște blocuri mai noi, dar înalte. Și aveam deasupra, am aflat, bineînțeles, mai târziu, după o săptămână, două, că erau niște cântăreți, nu știu exact instrument, era instrument de suflat, bănuiesc, era trompetă sau ceva,
făceau repetiții începând de la 12 noaptea către dimineață, numai bine când ar trebui să dorm. Dar când nu făceau repetiție, fetița sau copiii aveau o mare distracție, săreau de pe pat pe jos și invers, făcând așa un cerc, ca și cum s-ar da pe un topogan, să știu, un serii pe o trambulină. Foarte frumos. La un moment dat, într-o zi vorbeam cu un prieten de-al meu pe Skype. Normal că atunci nu existau sau nu era atât de Skype-ul, nu erau atât de bine cunoscute smartphone, pentru că nu existau și dacă existau erau într-un mediu mai restrâns și nu în România. Și discutam cu el și a început să se miște casa cu totul. Și eu știind că fata deasupra sare în continuu, de aia am și pusesem căștile ca să aud ce spune. Și zic, mă, dar chiar atât de tare să sară fata asta încât se miște casa și arunc căștile și mă apuc să înjur. Și când îmi dau seama că de fapt era cu tremur. De acum începe statul împreună în chirie și prima dată vreau să specific că eu n-am stat înainte să mă mut cu el niciodată la bloc. Nu știam ce înseamnă stai la bloc, mai ales cu chirie. Eu eram flower power, n-aveam nicio treabă cu nimic. Acum, Mihai mi-a povestit tot ce se întâmplase înainte, dar eu am zis că, bă, dă-o naibii chiar așa, de fiecare dată unde te muți, trebuie să fie câte unul din ăsta, zic, nu, n-are cum, n-are. Dar o să vedeți pe parcurs că așa i-am atras, cred că el cred că avea o problemă, că eu, săraca de mine, n-aveam nicio vină, eu eram... Chem toți oamenii faini să vină la mine. Da. Deci nu a fost odată să stăm într-un loc și să nu avem un vecin dus. Asta, așa. Și acum o să las pe Mihai să povestească, pentru că eu tot timpul ăsta dormeam. Eu nici măcar n-am știut ce se întâmplă. Te rog. Asta înseamnă să-ți protejezi persoana de lângă tine și să protejezi omul pe care îl iubești. Mutându-ne iarăși la ultimul etaj, vecinii de lângă noi și camera ce o aveam lipită de bucătăria acestora nu era bine antifonată, cum se cunoasc problemele tuturor blocurilor vechi. La un moment dat, într-o noapte, aceștia aveau niște discuții foarte aprinse, bănuiesc că se cinsteau în familie și... Ideea este că ei obișnuiau să... cinstească în familie. Împreună, mai fiecare seară. Dar acum Mihai a mai ajutat cu unele chestii, adică nu au fost genul de vecin nașpa care... Da, de multe ori a trecut cu vederea, adică nu... Și în seara asta, de care povestim, povesteau că trebuie să ducă la fixa la București, că nu mai știu ce, că da, eu între timp am adormit, adică, na. Mă zic că doreau să adună tot orașul și atunci am mers la ușă să-i rog să, nu știu, să vorbească mai încet, să vorbească în altă cameră cumva, ca să reușim să ne odihnim pentru a doua zi. Bine, era 12:01 noapte, adică nu era ora 9. Bineînțeles. Și atunci vecina a ieșit la ușă prima și m-a întrebat de unde știu toate detaliile ce le spun și i-am explicat că le aud din cauza faptului că se aude foarte bine. Stă cu paharul și ascultă la... Că de unde știe el, că da. Nu se dare cum să se audă. Aveam un mare borcan pus, un mare perete și auzeam absolut. Și în acel moment a venit și soțul, care a apărut la ușă cu un mare cuțit și eu deja am făcut filmele în... ca în clipurile ce le văzusem pe YouTube de autoapărare, cu ținut mâna, cu ținut capul, cu văzut ce e în jur, ce te înconjoară, de ce poți să te folosești ca să te poți autoapăra. Și am explicat vecinului că mâine dimineață ne vom întâlni în lift și vom sta de vorbă și atunci îi voi povesti ceea ce a făcut în seara asta. Și atunci a avut un moment de luciditate și... s-a întors în casă, bine, după ce m-au apostrofat și m-au adresat injurii, au plecat și am rămas ascultându-i până dimineață. Da, bine, s-au continuat, adică, dar cel mai tare a fost când m-am trezit dimineață și Mihai zice, hai să-ți povestești ce aventură am avut azi noapte. Doamne, păi, dar lângă mine ce faci, tași cu tunul și eu nu știu, sau... În fine, am trecut și peste asta. Singur, nu? Da, după aceea trecem la... fotbalistul de deasupra noastră de la garsonieră.
Da, a fost o experiență foarte interesantă. Deci după ce a fost întâmplarea asta cu vecinii noștri, bineînțeles că au continuat fiecare seară, probabil o făceam intenționat sau nu mai contează, cred că după vreo lună de zile, dar nici o lună, ne-am găsit, adică în timp ne-am căutat și ne-am găsit chirie într-o garsonieră, la fel, frumos, liniștit, lângă apă, fără nicio... Oameni de vârsta a treia. Da, majoritatea, că cei deasupra nu erau de vârsta a treia, am aflat după aia. Și avea un copil care, deci era o garsonieră de, nu știu, 30 de metri pătrați. Da, 40 avea cu tot cu balcon și cu, adică mică. Ei, imaginați-vă un copil care joacă fotbal de dimineață până noaptea. Așa, deci s-auzea numai du, 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 du. Bătea mingea în continuu pentru că nu era, din păcate, scos la activități. Da, deci nu scotea afară. Tatălui, da, se ocupa, se ducea la fotbal, se ducea la nu știu ce activități mai avea el. Era mare sportiv, dar copilul stătea în casă și juca fotbal. Asta n-am înțeles-o, dar în fine. Ideea e că te-ai dus. Ideea e că i-am povestit odată, am bătut la ușă, l-am rugat frumos să înceteze, pentru că e deranjant și noaptea și dimineața și la orice oră să-ți bată cineva cu mingea în cap sau să sară sau să alerge sau să... Da, tot eu a trebuit să înțeleg, pentru că el are copil și asta este, dacă nu înțeleg și nu am copil, eu n-am de unde să înțeleg vechea poveste. Și la un moment dat am făcut și reclamație la poliție, normal că nu s-a rezolvat absolut nimic. Nu, atunci a fost în seara în care, seara magică, aveam musafiri și hârmălaie în garsoniera aia. Și nu era prima oară când aveam musafiri. Da, bine, dar atunci chiar a fost așa picătura care umple paharul. Și era o hârmălaie și o nebuneală, la fel, 12-1 noaptea. S-a dus Mihai frumos la ușa, spune, ce nu știi, da, păi ne mergem la muncă. Na, hai totuși să încercați măcar mai fără muzică așa tare, fără jucat copii mingea, ce naiba făceau prin casă. Nu mai, nu, zi tu ce ți-a zis că nu... Nu, țin minte că nu am mai ignorat, mi-a dat cu frit. Da, în fine, era un zeflemist, așa el de felul lui, nu? Da, era un șmecher dintr-o de oraș, cum da. Se întâmplă de obicei de ăștia care au sunt foarte plini de bani, rupți de foame și ei sunt șmecheri. Să trecem mai departe. După aceea am sunat la poliție. Da. A venit poliția, a venit la noi la ușă, s-a dus la el, i-a dat, nu știu, dacă i-a dat amendă sau nu, nu mai știu, dar după aia, mai dat naibii. A început show-ul. Dar Mihai a găsit o soluție. Și într-o noapte foarte faină, iarăși nebunie. Dar tot în seara aia au fost. Da, nebunie foarte faină în continuu, nu se mai opreau și atunci am decis să fac un lucru care m-a ajutat să dorm, bineînțeles. Și nu am făcut nimic rău nimănui, doar m-am dus și am calculat, dându-mi cu virgulă care ar fi bușonul de curent care alimenta garsoniera, am scos bușonul și am plecat cu el, astfel încât s-a făcut... Am rămas până dimineață fără lumină, că n-am mai avut de unde să mai... Apoi ne-am întâlnit întâmplător și m-a întrebat dacă eu am fost ăla care a făcut reclamații și care a bușonul și m-a amenințat și am explicat că dacă vrea să rezolvăm într-un fel, ar trebui să mergem la poliție să rezolvăm, pentru că sub forma în care el continua nu era ceva de durată și de înțeles. Da, și după asta, nu știu, n-a mai durat mult oricum, pentru că noi, na, așa a fost conjunctura și a trebuit oricum să ne mutăm. Într-un alt oraș. Și mută-te, poate o să facem altă un clip, cum să împachetezi să te muți? Deci de câte ori ne-am mutat, dacă mi-ar mai zice acum, hai să ne mai mutăm o dată, cred că mi-aș lua câmpii, nu știu, m-ar duce direct la nebuni, că nu, n-aș mai putea. Suntem nomazi, ne place să. Nu, că acum avem și noi casa bănci, nu e a noastră, dar măcar știu că de aici nu mă dă nimeni afară. Încă. Dacă îmi plătesc rata, nu știu. Așa. Și ne-am mutat în alt oraș. Am mutat într-un loc, în acea locație, blocul era undeva lângă o mănăstire, bine plasat, că și spuneam și îi spuneam soției mele, dar ce frumos se aud slujbele noaptea. Eu neștiind că, de fapt, aflând mai apoi de la vecina de lângă, că, de fapt, vecinul de deasupra dumnea ei punea... Deci asculta slujbă de mormântare. Slujbe deci de mormântare. Nu orice fel de slujbă. Apropo, bătrânica de lângă noi era foarte simpatică. Mi-a plăcut de ea și am ținut legătura, adică, na, a fost foarte ok.
Da, și ea mi-a zis, doamne, dar toți se aud, eu i-am zis, doamne, toți se aud de noaptea slujbă, dar o slujbă din asta, așa, mai macabră, mai... Ea zice, păi nu știi că vecinul de deasupra e cam surd și el își pune tot timpul slujbă de înmormântare. Deci m-am dus și eu, dacă nu îți dai seama de câți ani stau aici, m-am dus și am zis nu știu câte ori. Deci asculta asta că femeie înmormântarea în continuu. Da. Mulți ani în continuu. Ce nu am înțeles eu, pierdeam partea aia cu acel loc cu verdeață. Nu înțelegeam unde e verdeață în toată treaba. Da, ideea este că vecinul ăsta era deasupra ei. Deci nu era deasupra noastră. Ca să vă dați seama cam cât de tare asculta, că se auzea în dormitor la noi, nici măcar nu eram unul lângă altul. Și eu credeam că, uite, acea casă a domnului are un sistem audio foarte fain. Da. Dar și tot aici încă o întâmplare funny, vecina de deasupra mea, care, de pași, după ce mi-am șters eu toate geamurile frumos, și am la balcon, și m-am cățărat, și m-am chinuit, și am pus perdelele la uscat. Dar știți cum? Cu tot cu apă. Și erau fix așa, zoioase pe geamurile mele. Și atunci am chemat-o pe administrator, s-a dus, i-a spus, în fine, tot a trebuit să mai șterg încă o dată geamurile, asta n-a fost cine știe ce. După aia ne-am mutat iarăși în alt oraș. Da, pentru că ne place să schimbăm orașul. Da. Și aici a fost totul bine și frumos, că lângă noi nu era nimeni. De apartamentul ăla de închiriat nu stătea nimeni. Minunat! Până când s-a mutat o doamnă cu doi copii, nu? Parcă așa. Da, o familie cu doi copii și din care unul bănuiesc era la un liceu de muzică sau ceva cânta de genul. La pian. Mult. Și făcea repetiția la pian. Și mai aveau și un cățel care nu lătra deloc ziua, dar noaptea. Și nu te puteai odihni o secundă. Deci lătra câinile ăla. Eu nu știu cum dormeau ei. Nu pot să-mi dau seama. Păi am zis, da, scoa, că nu știe, că hai până cu pianul. Oricum au fost cât de cât înțelegător cu pianul. După ce i-am zis, s-a mai calmat, dar copchilul tot. Când era singur acasă, începea și... Adică ideea e că apartamentul era nedecomandat. Și vă dați seama că se aude tot, foarte tare. Adică absolut. Nu-i... Na. Și aici am stat doar într-un singur apartament în chirie în orașul ăsta, că după slavă aia Domnului. Ne-am mutat la Timișoara. Și la Timișoara, mai întâi, ce aventură a fost până am găsit o chirie în Timișoara. Dar asta la fel, deci dacă asta să povestim acum, mai bine dedicăm alt clip, că a fost o întreagă aventură. Până la urmă am găsit un apartament și aici. La fel, totul bine și frumos, deasupra noastră nu stătea nimeni. Până când s-a mutat. S-a mutat un tânăr și neliniștit. Un tânăr neliniștit care îi plăcea să aducă, bine, având viața de noapte, atunci deci, venea cu prietenii ajungea și cu noaptea la 3-4, poc, tros, so. Deci, efectiv, așa săream din pat. Ne speriam, adică n-ave cum să nu auzi. Duci după aia, tăi, continuă, after party, acasă, tu, numai așa făceam, adică avea microfon, cânta la microfon. Mixa muzică, cred. Nu știu că... Nu știu de ce, dar a rămas cu o mare întrebare. De ce din când în când poșta lui era făcută... Era făcută caiet. Ba în două, ba în trei. Cea mai tare mereu fază... Mereu găseam o mototolită. Păi nu, că am zis la administrație. Nu s-a rezolvat nimic. I-am spus lui taicăsu. Că normal și că a stat un bătrân deasupra, în fine, și-au renovat apartamentul și mi l-a dat să stea fiul-su, na, nepotul, cum ar veni, în fine, n-are importanță. Și taicăsu mai venea pe acolo și într-o dimineață nu mă laud. Doamne, dar cum naiba, noi coboram scările, cum naiba din numai poșta mea e îndoit așa tot timpul? Păi și tot o îndrepta și tot de aia. Dar eu făceam Mihai așa doar în nopțile în care era... Croaznic și nu puteam să dormim. Nu puteai să dormi normal. Dar nu cred că s-au prins. N-aveau nicio treabă. Flower power. Da. Și după aia ne-am mutat. Aici am stat doar 6 luni că au vândut apartament și a trebuit să ne mutăm. Și iar a început aventura. Caută chirie în Timișoara. Adică, bine, am găsit chirie. Iarăși cu niște vecini foarte... Unii chiar au fost foarte faini, la modul cel mai serios. Da, dar vecinii de lângă noi erau foarte ok. Dar sub noi. Dedesubt a început nebunia. Înțelesesem că era o pereche mai tânără, săraca fată nu prea știa să facă mâncare, el lucra, nu știu unde lucra seara sau venea noaptea și de fiecare dată când venea, îi arăta dragostea lui
Deci cu palma a rămas, sau, eu a rămas traumatizată, exact. Deci eu nu auzisem până atunci. Da, îi plăcea foarte mult să o iubească într-un mod în care nu... Pumnul, probabil. Nu e recomandat și nici ok. Și din când în când mai vedeam zburând pe geam fie mâncare arsă, dacă fie... Dacă i-a aruncat oala aia fie cu... oală, fie arsă oala sau... Oala aia cu ciorba, cu tăiței, da. Ușchiera tot așa, revărsa până jos și noi stăteam la etajul 8. Da. Și ei stăteau la 7. Adică vă dați-o apălă până jos. Vai, deci nu a fost... Dar atunci am spus proprietarului nostru și... Adică a fost... cred că numai vreo câteva nopți au fost. Că nu știu cum... Da, după aceea problema s-au mutat și... Da. Au venit altcineva în locul lor. Și după aia n-am mai avut probleme. Vă rog să tratați foarte aceste întâmplări ca un pamflet. Faptele s-au fost inspirate și sunt inspirate din realitate. Nu, chiar e realitatea. Chiar asta s-a întâmplat, adică... Dacă totuși vă mai miră ceva, noi vă rugăm și chiar vă rugăm să vă mai uitați și să ne ascultați întâmplările astea întâmplătoare, da, ale vieții. Oricum, statul cu chirie nu e deloc ușor. Dar... Bine, se întâmplă și dacă e să fie proprietatea ta și dacă e să fie... Da, se poate întâmpla oricui și oricum. Adică noi acum, unde ne-am mutat, ne-am luat măsuri de precauție. Și tot avem, dar... Na, noi... Niciodată adică fi, e ok. Nu o să fie niciodată perfect, dar oricum e bine. Perfect. Deci acum e ok. Cât de cât. Da. Păi cam asta a fost viața noastră în chirie. Sperăm că v-a plăcut și v-ați distrat Sper cu noi. Sper să fi distrat. Dacă mai doriți detalii sau doriți să acționați sau... în anumit fel, o să rog pe prietenul meu care a acționat așa să vă explice da. Mai mult. Sau să scrieți în comentarii ce experiență ați avut voi în chirie. Că, na, noi așa am mai și auzit cu proprietari care erau duși cu pluta, adică... Na, pot fi multe situații, astea au fost situațiile noastre. Eu am avut o problemă cu vecinii în general, că i-am atras peste tot pe unde am fost. Nu. Dar... Nu recunosc nimic. Cam asta a fost clipul de astăzi. Vă așteptăm și în următorul clip. Vă așteptăm cu un like, cu un subscribe, un follow pe Instagram. Nu uitați stărânguța de sus. Apăsați stărânguța. Clopoțelul. Ca să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm și să ne vedem cu bine în clipul următor. Pa, pa! V-am pupat! Ceau! Salut, prietenași! Nu mă auziți? Păi hai odată! Păi ce piu atunci? Ce piu? Cum să încep? Salut, prietenași, îmi pare bine că să ne revedem. Încă o dată că eu mă uitam la tine. Hai. Salut, prietenași, îmi pare bine că ne revedem. Încă o dată. Salut, prietenași, îmi pare bine că ne revedem. Încă o dată. Hai. Poți să filmezi sau? Am putut din maxim, dar tai tu la. Cum ar fi să lași? Da,